După 3 deplasări ratate în primele 5 etape, handbaliștii băcăuni au spart viața pe teren străin. În fața nou promovatei CSM București, elevii lui Gabriel Armanu și Adrian Brezan s-au impus cu 32-28, la pauză 18-17. Grație acestui rezultat, studenții au avansat două trepte în clasamentul Ligii Naționale, ocupând poziția a 8-a la mijlocul turului. Voleibaliștii băcăuni au debutat cu dreptul în campionatul 2010-2011. Sâmbătă, pe teren propriu, Știința a învins fosta prim-divizionară Dacia Buzău. Studenții pregătiți de Cornel Pădurariu s-au impus cu 3-1 pe seturi 25-18, 24-26, 25-13, 26-24. Conform noului sistem de punctaj, băcăuanii și-au trecut în cont 3 puncte și nu 2, cum era până în acest sezon. Selecționata de juniori sub 16 ani a Bacăului a învins reprezentativa similară a Botoșaniului. În penultima etapă a turului, jucătorii pregătiți de Ștefan Apostol și Cornel Codreanu s-au impus cu 2-0. Golurile băcăuanilor au fost semnate de Aghir Culese și Țupale în primele 7 minute ale meciului disputat duminică pe stadionul municipal. Handbalistele de la Știința au înregistrat prima remiză în divizia secundă. În deplasare la o contracandidată la promovare, Rapid București, studentele au scăpat victoria printre degete. Elevele lui Ion Arsene și Costel Oprea au condus la pauză cu 16-14 pentru ca la final să contabilizeze un egal la 28. Ultima echipă băcăoană care a intrat pe teren în etapa a 7-a din Liga a 3-a, Aerostar, a smuls un egal pe terenul formației botoșenene Luceafărul Mihai Eminescu. În meciul de sâmbătă, gazdele au condus cu 2-0, dar aviatorii au revenit și au marcat pentru 2-2 în ultimul minut. În celelalte jocuri, FCM Bacău s-a impus cu 4-1 în deplasare la Rapid Suceava, Sport Club a trecut cu 1-0 de Ceahlăul 2 Piatra Neamț, iar FCM Onești a învins cu 3-1 pe Cetatea Târgu Neamț.